Bun, sună bine. Dar ce faci când greșești? Adică e inevitabil când încerci să faci lucrurile diferit, nu vei avea 100% rată de succes. Uneori nu-ți va ieși. Cum tratezi cu aceste situații? Sunt două lucruri aici. Primul ar fi că, așa cum orice programator îți va spune, nu ești cu adevărat programator până nu strici ceva în producție. Cel puțin pentru mine așa a fost. Și atunci a greși este ceva inerent acceptabil, ceva la care te aștepți. Problema este nu dacă greșești, ci când. Una este să greșești rapid, să ai de schimbat puține lucruri, să poți valida rapid mai multe teorii, mai multe ipoteze. Și alta este când investești luni de zile într-o idee, în a o crea, numai ca să-ți dai seama la final că ai greșit. Deci fail fast. Fail fast, tot timpul. Și cred că al doilea vine cumva strâns legat de chestia asta, pentru că ce este a greși? A greși este în primul rând o reacție la ceva. Înseamnă că ceva se întâmplă. Deci oricum e mult mai bine decât să nu se întâmple nimic. De multe ori poate asta e chiar rezultatul, pentru că din greșeli înveți. Și sună poveste bătrânească, dar un sâmbură de adevăr are. Dacă întrebi 80% dintre programatori care au terminat un proiect, după ce îl termină, în cât timp l-ar rescrie, răspunsul este undeva pe la 20%. Deci dacă ai șterge toate acele greșeli, timpul efectiv de dezvoltare a unei chestii ar scădea dramatic. Doar că fără acele greșeli, noi nu am progresat, noi nu am putea învăța, nu am putea discerne asta e bine, asta e rău.